te-am plătit pentru asta. Și mai adaug ceva, vreau să vă... Pentru cel puțin o lună, doi viceprimari. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, prin hotărârea numărul 321 din 28 decembrie 2011, conferă titlul de cetățean de onoare domnului profesor Eugen Petri pentru întreaga activitate artistică și culturală, pentru coordonarea simpozionului de sculptură pe marmură, ediția 1, ediția 2, ediția 3, pentru realizarea celor 8 sculpturi de pe calea sacră din municipiul Caransebeș și pentru proiectul Arcului Monumentului Unității Spiritual Creștine din Caransebeș. Împlinim acest act solemn al numărului titlului de cinstire, astăzi, 27 iunie 2012, aici, în fața dumneavoastră, noi, executivul primăriei și eu, ca primar al municipiului Caransebeș, ca ultim gest din mandatul 2008-2012. Deși am o enormă emoție, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva, adică să primesc un asemenea titlu, dar vreau să vă mulțumesc din suflet dumneavoastră, în primul rând, că mi-ați dat șansa să realizez asemenea lucruri aici și o mulțumire specială domnului primar pentru că a avut încredere în mine să îmi dea pe mână, să spun așa, atâtea lucruri de realizat. Este aproape o întreagă operă a mea aici și mă simt legat de Caransebeș ca de al doilea oraș al meu, primul fiind Sibiu, unde m-am născut. Deci, pe adică orașul Ploiești, îl dau la o parte unde trăiesc de 25 de ani. Caransebeș este al doilea oraș pentru mine. Mai mult aș vrea mulțumiri speciale, foarte speciale, unui alt nebun frumos al orașului dumneavoastră, care se numește Coajă. A fost cu mine peste tot, în carieră, pe ploaie, ne-am certat, ne-am ciordănit, ne-am îmbrățișat. Așa că merită să-l aplaudăm. Fără el nu aș fi făcut absolut nimic în ce să reprezintă. Onorată asistență, în calitate de subprefect al județului Caraș-Severin, dați-mi voie să dau citire ordinului privind convocarea consilierilor declarați admiși. Ordinului din convocarea consilierilor declarați admiși la alegerile autorităților administrației publice locale în anul 2012 pentru ședința de constituire a consilierilor locale, precum și a primarilor declarați admiși la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2012. Ordin. Articolul 1. Se convocă al consilierii declarați admiși la alegerile administrațiilor publice locale din anul 2012 pentru ședința de constituire a consiliilor locale, precum și primarii declarați aleși la alegerile administrațiilor administrației publice locale din anul 2012, în județul Caraș-Severin, conform graficului din anexă. Astfel, convocarea Consiliului Local al Municipiului Caraș-Severin a fost stabilită pentru data de 27.06.2012, ora 14. Întrucât, din numărul total de 19 consilieri locali ai Consiliului Municipal Caraș-Severin, sunt prezenți 18, avem un absent, dar este motivat, constatând că există formul necesar 2/3 din numărul total de consilieri, putem să procedăm la etapele de constituire ale Consiliului Local ale Municipiului Caraș-Severin. Și ca primă etapă, ședința de constituire va fi condusă de către consilierul local cel mai în vârstă, ajutat de către doi consilieri cei mai tineri. Așadar, rog pe doamna sau domnul consilier cel mai în vârstă să preia conducerea. Vă rog. Încheiat astăzi, 27.06.2012, prima ședință a Comisiei de Validare. Comisia de Validare vă propun să fie din 5 membri. Domnul Arnaiu, de domnul Dumnezeu. Jur.
mai tare. Subsemnatul Ion Marcel Vela, primar al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin, în conformitate cu prevederile articolului 60, alineatul 1, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Local și al dumneavoastră aici, în acest moment solemn, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Caransebeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să fim mândri
În cei 4 ani de mandat, Caransebeșul s-a dezvoltat, s-a frumusețat, că am adus noi locuri de muncă, împreună am trudit pentru a face mai frumos și i-am dat farmecul și măreția de altă dată. Caransebeșul, ca vatră spirituală a Banatului Montan, merită cu adevărat să redevină cel mai frumos oraș din Banatul de Munte. Sunt convins că în această conjunctură administrativă, națională, politică și județeană și locală, împreună vom reuși. Așa să ne ajute Dumnezeu. German Aurora. Deci comisia de numărare a voturilor a constatat următoarea. Galescu Cornel 12 voturi. Demner Nicolae 6 voturi. Este astăzi pentru mine un moment deosebit. Este, dacă vreți, un alt gen de provocare decât cele cu care am fost obișnuit până acum. Și vă spun sincer că este cea mai mare dintre ele, dincolo de Polul Nord, de Polul Sud, de Everest. Vreau să spun că ceea ce mă așteaptă acum este, din punctul meu de vedere, o mare responsabilitate, pentru că mie îmi place, acolo unde sunt implicat, să mă dăruiesc cu tot sufletul și cu toată priceperea mea. Și când spun asta, mă gândesc la rădăcinile mele de caransebeșan, din străbunici, bunici, părinți, și vreau să cred că, dincolo de ceea ce se spune de obicei, că facem tot ce putem pentru viitorul copiilor noștri, eu vreau să adaug o altă latură, vreau să îmi aduc aportul vis-a-vis de memoria celor care au trăit în Caransebeș, care au gândit pentru Caransebeș, pentru cei care poate nu au avut posibilitatea să se exprime pentru Caransebeș, dar inima lor a bătut pentru această zonă. Și aș vrea ca după 4 ani, într-adevăr, caransebeșenii mergând pe stradă să vadă că am avut și eu un mic aport în dezvoltarea orașului, în frumusețarea lui și sunt convins că alături de această echipă deosebită se vor întâmpla lucruri minunate. Vreau să mulțumesc tuturor consilierilor pentru votul lor, dumneavoastră pentru faptul că sunteți azi aici și să dea Dumnezeu să fie totul bine pentru toată lumea. Mulțumesc!